Dacă ar fi să alegem 10 dintre cele mai importante capitole din Biblie, sunt aproape sigur că 1 Corinteni capitolul 15 ar fi printre ele. Mesajul său este crucial. Măreția credinței creștine constă în aceea că ea nu socotește nici de cum că viața s-ar încheia odată cu moartea trupului. Încredințarea creștină privește întotdeauna dincolo de apusul soarelui, către răsărit. Dacă ar trebui să aleg cea mai importantă parte a Evangheliei, momentul ei crucial, aș spune că învierea este. Învierea lui Hristos a marcat radical ruptura față de tot ce fusese până atunci. Fără ea, orice altceva, aș spune chiar și sfârșitul tragic al lui Iisus, pare incomplet, de neînțeles. Prin moarte, Iisus a suprimat păcatele noastre, dar prin învierea sa, El ne-a oferit o intrare sigură în ceruri. Înviere înseamnă literal revenire la viață, ridicare în picioare. Iisus Hristos pur și simplu s-a ridicat și a stat în picioare, a umblat din nou. El n-a dispărut, nu s-a făcut nevăzut, nu s-a volatilizat, ci s-a întors dintre cei morți și este viu și astăzi și în vecii vecilor. Învierea lui este fapt istoric, nu opinii, convingeri sau experiențe subiective. Afirmându-ne credința și acceptând Evanghelia, asta înseamnă că ne punem toată încrederea în ceea ce Iisus Hristos a făcut pentru noi și în locul nostru. Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Am selectat din 1 Corinteni 15, versetele 3 și 4. Fără aceste trei realități, nu există Evanghelie. Iată trei dovezi că ceea ce credem și afirmăm este adevărat. Prima dovadă. Iisus a fost pus în mormânt după ce și-a dat Duhul. El nu s-a evaporat pur și simplu. Asta înseamnă că aceia care l-au preluat au avut de-a face cu un trup mort. De aceea, tot în trup, în chip fizic, vizibil, a revenit la viață a treia zi. Dovada a doua. Realmente nu poți să explici apariția bisericii dacă dai deoparte învierea. În zilele dintre moartea lui Iisus și învierea sa, vreo 11 oameni descurajați, abătuți, bântuiau prin Ierusalim. În lipsă de altceva mai bun, erau gata să se întoarcă la bărcile și năvoadele lor. Dar apoi, ceva s-a întâmplat. Au aflat că Iisus Hristos a fost înviat dintre cei morți și i-au crezut această veste care i-a transformat. Și influența asta a trecut mai departe și a devenit un val care a măturat lumea și istoria și a ajuns până la noi după ce a convins milioane de oameni. Și ne-a convins și pe noi că Iisus Hristos este viu în vecii vecilor. Dovada 3. Vă rog să remarcați expresia după Scripturi. Învierea lui Iisus Hristos este în concordanță cu profețiile, confirmă Vechiul Testament. Și apoi să nu uităm pe toți cei care l-au văzut pe Iisus viu, oameni care au vorbit cu El, care au mâncat cu El și chiar l-au atins după ce El s-a întors la viață. Mai mult de 500 de oameni deodată l-au văzut la un moment dat undeva pe malul Mării Galilei. Cred că ar fi greu să te contrazici cu cineva care l-a văzut cu proprii ochi pe Iisus viu. Vom continua să ne concentrăm pe acest măreț adevăr al credinței creștine și data viitoare.